Asta avem niște motive să vizitezi grădinile din acest, la acest castel. Dăm niște motive bune să viziteze, să vedem cum pot să pronunț. Ain Azerdarun. Ain Azerdarun Castel. Vedem ce motive ar fi să vizitezi castelul ăsta. Ăsta e castelul? Nu, ăsta nu e castelul, ăsta e doar o... Nu, ăsta nu e castelul. Ăsta e castelul. Da. Pentru grădinile astea. Să poartă din ele. Ca să mergem spre cascada grădinei. Nu, o grădină destul de frumoasă, așa, dar păcat că foarte multe mizerii, cred. Deci foarte, foarte multe mizerii. Și ok, înțeleg, poate vine la aruncă, dar n-ar trebui și ei să fac cumva să curățe, să... Ha? Marocanca. Eu, da, sper, dacă mi-a scăzut în Maroc, adică e clar. După 3 zile de atât în soare de jegat. Mai am și un had ăsta alb cu mine, gata, îl las. Corect. Ui. Fântână arteziană. Un parc foarte acumulat acum cu o grămadă de copii, cred că. Am prins un moment foarte minunat. Foarte, foarte, foarte. Nu poți face nimic, așa e? Super plin. Da, așa este, o doamne. Bravo! Nu e. Da. Deci am mugit puțin de castel, sincer să fiu. Mă așteptam să fie ceva mai mare. Cred că pare mai mărișor, dar el nu e mare. Poți să zici că este și golf. Doar dacă, știi cum e, ăia care stăteau în castel erau doar în turnuri. Iar piața din mijloc era așa, doar pentru alte chestii. Posibil, nu? Strictul necesar. Așa ceva? Ameri, mă. Mai multă la culeți de banane. Ia, dați-ne mult. Pădea? Bravo! Aplaudă, Bubu! Dar ăsta are maimuța? Are maimuța! Yeah, I told you we go slower a bit. Slowly, slowly. There's a small one, yeah. Take your time. Don't worry about everything, bro. It was like 15 minutes panoramic. Panoramic view, huh? Yeah. Family there. There is place for sleep. People, Moroccan people, lot of sleep there. There is tent. There is one. Nice, nice, nice. You live here all life, all your life? Yeah, I live here. Yeah. How old are you? I live here. I born in 20 kilometers inside. In village in Aitata. How old are you? 34? Yeah, not me. Huh? 33. 33? Yeah, 33. You have a big family? How many children? Me? Yeah.
No, I have a big family. Oh, you have a big family. Okay, right, yeah. Wife, sisters, two of my children. Two children. Like family, big family. Okay, yeah. So how many days you work per year? Like, it's constantly, every day? Or? 30 years ago. No. Why I'm asking is, like, tourists are coming here. Long time ago. Yeah, but like every time in the year? No, sometimes no. When rain, no. When rain, no. When is the rain? When rain, this way, danger. Danger, huh? Danger. Mm. No light people. Place apart from. How much is the rent here? For a room? How much room? Room. Yeah. Room, there is a room, there is tent, Berber tent, to sleep tent. Yeah. Okay. With hot shower. And how much is for that? For that, 300? No, 300, yeah. 300? 300, yeah. 300 dirhams. Okay. Also, 50 euro. Mm-hmm, 50 euro. Yeah, from 20 euro from. Okay. But nice place, yeah? Nice place. A tent? Yeah. Tent, yeah. Or? Tent, yeah. To sit. Yeah, okay. With viewed waterfall. We'll see. Mă așa într-un port, un cort, în care poți fi cazat, probabil. E greu să predicez cât poți fi cazat aici, cam murdare asta. Da, pâine asta, într-o pâine caldă, de la o femeie de chiocala. Bună vreți. Da, poți stai aici, în cort. Să vedem și spre cascadă. Cascad. Nu mai, aici. Ah, this way? Da, aici. This way for you. Good spot, yeah? Copacel ușor. Doare piciorul? Da. Grav. Sunt ca un babet. Ești ca un babet. Ale babet. Ea este Ale babet. Babet la 30 de ani. Numele este Ale babet. Care merge la cascada Dezdeur? Da. Dezdeur. Așa că dacă veniți pe aici, fiți pregătiți să mergeți pe genul ăsta de scări, în ghilimele. Nu cu șlat ca mine. Deci avem de ales. Da. Ori vii și stai aici în aglomerația asta. Da. Înțelegi tu? Ori dacă nu stai acolo sus liniștit, unde stăm noi, nu te deranjează nimeni, vezi totul la înălțime. A? Fac plajă. Fac caca, fac toate alea. Tot ce e posibil. Da. Hai, și noi acolo. Hai, vei. Asta e atmosfera de aici.
Știu ce, ce mic dejun frumos ai. Unde ești? Zici ceva despre micul dejun. Zici ceva despre micul dejun. Georgiana, ce faci? Bine, mă plimb pe pavelele din Casa Blanca. Și cum te simți călcând pe pavelele din Casa Blanca? Aici, în zona asta, e ok. Da? După ce trecem de strada, această stradă. Așa? Nu știu, mai pare chiar ok. Adică până a fost puțin mai înainte, da? Păi, da, fiecare oraș are părțile lui mai... Puțin drăguțe. Între timp ne directăm cu privire și la moscheii lui Hasan al doilea. Care e destul de drăguț, nu? Găsești și o poartă aia faină? Da. Când intrăm unde așa, intră pe aici? Pe aici. Pe unde vrei să intri? Da. Ca oameni, oricum, nu ca animalele. Civilizați. Păi da, astea-s pentru mașini. Ei, au trucat. Lasă că ne uităm așa, ăștia vor acum bilete la noi, știi? Da. Nu, nu, niciun bilet mai. Facem așa, vedem ce de văzut, dar n-ai de văzut mare lucru. Să iei din aundul sau chestii genul ăsta. Ne învârtim pe aici. Foarte mare, mă, expanada asta. Stilul Casablanca. Te faci, te întorci cu ei și la urmă spui că unde-i toaleta? Și a ieșit. Da. Dar noroc plecați celălalt care ne-a văzut. De acolo. Da, e bilet. Dacă n-am intrat în care dacă n-am intrat în muschiei ce rost are. Aici pare puțin mai interesant dacă să o ia așa, știi zona asta. Față de când am mers noi. Le petit garçon. Casa Blanca. Asta e privirea de pe explanada moscheii. Nu au zic așa de privirea de pe explanada moscheii. Vedem ce mai este de văzut pe aici. Muzeul Moscheii Hasan al doilea. Dacă ești atras de tot ce înseamnă maslem și chestiunea asta, ceva care pare interesant. Așa, deci să iau biletele ca să vizitezi muzeul și moschee. 13 lire, 13 euro sau 130 dirham. Nu-i prea mai azi. Wow, ce chestii, când ajunge aici, asta e realitatea. N-ai cum să prezinti altceva, e realitatea. Lângă o favelă, e la aici intrarea, spre far. Asta este un punct de apărare, era un tun acolo. De apărarea mării, a țărmului. Farul. Foarte interesant.